Momentul acesta din Iosua, capitolul 1, este un moment crucial în istoria poporului Israel. Toate tranzițiile de la o eră la alta sunt. Există un moment extrem de tragic pentru poporul Israel. Acum, noi știm că Israelul nu întotdeauna s-a purtat frumos cu Moise, dar după 40 de ani de la eliberarea poporului Israel din robia egipteană și după ce au văzut din nou și din nou și din nou minunile lui Dumnezeu și felul cum a lucrat Dumnezeu cu Moise, categoric că admirația și autoritatea lui Moise față de popor și admirația poporului față de Moise au fost de o asemenea manieră încât oamenii au privit cu mare îngrijorare perioada aceasta de tranziție. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului, și Domnul i-a arătat țara pe care urma să o dea poporului. Și a spus: aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram. O voi da seminției tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Știți ce s-a întâmplat la apele Meriba. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului și Domnul l-a îngropat în vale în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. A murit la 120 de ani. Când a murit, vederea nu-i slăbise, de aceea i-a arătat toată țara și puterea nu-i trecuse. A urcat un munte în ultimele zile ale vieții lui. Dumnezeu l-a înștiințat pe Iosua. În versetul 2 din textul citit, robul meu Moise a murit. Nimeni n-a fost martor acolo. Relația lui Moise cu Dumnezeu a fost cea mai intimă relație, cea mai apropiată relație pe care a avut-o vreun proroc odată cu Dumnezeu. Nimeni nu l-a depășit pe Moise în afara Domnului Iisus Hristos. De aceea Moise a spus: îți voi da un proroc ca mine, a vorbit poporului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 10 din Deuteronom 34. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise. Până la Domnul Iisus Hristos, n-a fost niciun proroc la nivelul lui Moise. Îl putem numi conducător, îl putem numi orice pe Moise. În primul rând, Moise a fost proroc pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Avem de-a face cu un om incomparabil care are o relație incomparabilă cu Dumnezeu și care totuși moare. Însă Moise nu lasă lucrurile într-un vid. Ce se întâmplă? În versetul 9 din Deuteronom 34, după ce în versetul 8 spune: copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. 30 de zile l-au jelit. Ascultați, în versetul 9, Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul. În acest context ajunge la conducerea poporului Israel Iosua, purtător al aceleiași promisiuni și acelorași porunci. V-am mai spus și repet, nu există nicio promisiune de ordin divin
necondiționată. Nu există. Nu există. De ce? Pentru că omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu voință. Știți că omul este trup, suflet și duh. La nivelul trupului sunt simțurile. Simțurile gestionează nevoile de funcționare și de supraviețuire ale trupului. Duhul reprezintă conștiința pe care Dumnezeu a așezat-o în om. Omul se naște cu o conștiință bazică din Duhul lui Dumnezeu. Sufletul este identitatea omului. În identitatea omului, la nivel de suflet, avem rațiune, sentimente sau emoții și voință. Trupul cere. În trup a intervenit diavolul să atragă în păcat omului. Omul, pofta cărnii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, la nivelul trupului, l-a tras în păcat. Acolo trupul a contaminat și prin trup a pătruns la nivel de suflet și de asemenea a produs o barieră, a pus un zid între om și conștiința pe care Dumnezeu a așezat-o în om. Or, atunci când Dumnezeu ne dă porunci, firea pământească se opune și poftește împotriva poruncilor. Vedeți, la nivelul conștiinței, Dumnezeu a lăsat pe Duhul Sfânt să locuiască în noi, dar să activeze plenar conștiința noastră. Știți că oamenii, prin educație, prin influență, pot să deformeze conștiința. De câte ori n-am auzit despre un lucru că nu e rău? Și dacă cineva îți spune de 100 de ori despre un lucru că nu e rău, ajungi și tu să crezi că nu e rău. Iată, conștiința noastră poate fi influențată. Ce face Duhul Sfânt? Activează plenar conștiința în forma ei pură, așa cum o așează Dumnezeu în noi. Vă aduc aminte ce spune Ioan? De aceea cerem Duhul Sfânt, frați și surori. De asta stăruim să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt. Și să experimentăm botezul cu Duhul Sfânt. Ce spune în 1 Ioan? Ungerea pe care a așezat-o în voi vă învață toate lucrurile. Ce vă învață? Ama, nu neg că Dumnezeu n-ar putea să facă minuni la școală. Tu ai învățat, dar pentru că-s multe lucruri de învățat, la un examen, ui și te rogi, Doamne, adu-mi aminte. Și Dumnezeu ți-aduce aminte. Ți-aduce aminte ce ai învățat, nu ce n-ai învățat. Duhul Sfânt nu-i ajută pe leneși și pe indolenți. Da, și la cuvântul lui Dumnezeu e la fel. Dumnezeu ne aduce aminte de cuvântul pe care îl învățăm, de cuvântul pe care îl desconsiderăm. Dar ascultați, în viață avem de luat decizii. Uneori trebuie să mergem într-un loc și în o altă vreme nu trebuie să mergem sau trebuie să ne oprim sau trebuie să luăm o decizie într-un sens sau în altul. Și nu toate deciziile pe care noi le luăm, suntem siguri pe ele. Nu e așa că multe din deciziile pe care le luăm, le luăm că n-avem încotro, trebuie să luăm o decizie, dar nu suntem stăpâni pe decizia respectivă. Nu știm sigur că am făcut bine sau nu. Ei, ungerea Duhului Sfânt pe care a lăsat-o prin Duhul Sfânt în noi, ne învață toate lucrurile. Și unul din lucrurile pe care ni le clarifică ungerea aceasta este diferența dintre bine și rău. Diferența dintre bine și rău clarifică această diferență, ne dă discernământ. Această ungere ne și condamnă. Care este unul din rolurile conștiinței, a cugetului uman? Este nu numai să ne prezinte voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și să facem diferența între bine și rău. Dar în momentul în care am făcut răul, în momentul în care am ales sau am decis greșit, să ne mustre. De aceea spune tot în 1 Ioan că dacă nu ne osândește
inima noastră. Aici este vorba de conștiința noastră. Inima în sens de conștiință. Avem îndrăzneală. Și acum, întorcându-ne la Iosua, el poartă mai departe promisiunea primită de Avram, dar poartă și poruncile și condițiile așezate de Dumnezeu prin Moise, binecuvântări și blesteme. Am auzit mai devreme despre binecuvântări și blesteme. Iată de ce, dragii mei, Moise, în Deuteronom, face lucrul acesta. Îi pune să aleagă. Și ascultați ce spune în Deuteronom 30:15. Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Ce înseamnă să-L iubim? Că iubirea e o emoție, nu e doar emoție, e o decizie. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, aici care este inima? Este forul de decizie al ființei tale. Inima înseamnă multe lucruri. Foarte mulți au impresia că e aparatul ăsta, e pompa asta care bagă sânge în trupul nostru. Nu. Asta este un organ fizic. Imaginea inimii noastre este ființa noastră, identitatea noastră, uneori rațiunea noastră se referă la rațiune, nu spune că din inimă ies gândurile. În cazul acesta, este vorba de sufletul nostru și de capacitatea noastră de a voi, de a vrea, voința noastră. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege! Cine poate alege? Poate alege cineva care are voință. Poate cineva să aleagă dacă n-are voință? Nu. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă, depinde viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa, iată condiționarea de poruncile, de împlinirea poruncilor, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avraam, Isaac și Iacov. Ce îi promite Domnul lui Iosua? Pentru că până la urmă, Dumnezeu promite unui popor și promite unui om. Promisiunile pe care Dumnezeu le dă lui Iosua sunt promisiuni pe care le dă și poporului. Pentru că poporul are nevoie de Iosua. Cum a lucrat Dumnezeu? Li l-a dat pe Moise să-l elibereze, li l-a dat pe Iosua să-i conducă în cucerirea țării Canaanului. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise și apoi pe care le-a dat lui Iosua, unui om, s-au răsfrânt asupra întregului popor. Prin Moise au fost eliberați, prin Iosua au devenit cuceritorii țării Canaanului. Și acum, care sunt promisiunile pe care Dumnezeu le dă lui Iosua? În primul rând îi dă promisiunea autorității, îi dă autoritate. Îi dă autoritate. Autoritate pe care o primește de la Dumnezeu și de la Moise. Am citit mai devreme că era plin de Duhul Înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el și atunci copiii lui Israel au ascultat de el. Dragii mei, vedeți, și ca părinți, și ca slujitori, și ca șef la servici, în orice domeniu de viață în care ne-a așezat Dumnezeu,
pe un anumit palier al autorității. Vreau să vă spun că nu este nimeni care să n-aibă un pic de autoritate asupra altora și nu e nimeni care să nu fie sub autoritatea altora. Toți suntem în poziții de autoritate și sub poziții de autoritate. Autoritatea aceasta nu este gratuită. Nu este gratuită. Știți că Domnul Iisus Hristos a venit și a spus: nimeni nu și-a puterea asta de la el însuși. Trebuie să-i o dea cineva. Și Domnul a spus: eu am venit în autoritatea pe care mi-a dat-o Tatăl. Când a venit Ioan Botezătorul, a venit în Duhul și puterea lui Ilie, în autoritatea lui Ilie. Tot în autoritatea lui Ilie a operat prorocul Elisei, pentru că a primit mantaua de la el și o îndoită măsură din Duhul lui. Împărații și-au primit autoritatea unul de la altul, ori de câte ori a apărut un uzurpator care și-a luat singur această autoritate, nu i-a dat-o nici Dumnezeu și n-a căpătat-o nici prin sânge regal, cuvântul lui Dumnezeu i-a numit pe aceștia ucigași, uzurpatori, și i-a pedepsit și i-a nimicit. Vă aduc aminte, la un moment dat, în istoria poporului Israel, apare o femeie cu numele Atalia, care uzurpă autoritatea regală, se declară împărăteasă și 7 ani conduce Israelul spre răutate, idolatrie și păcat. Dragii mei, autoritatea o primește Iosua, dar atenție, condiționată de ascultare, pentru că numai prin ascultare Dumnezeu urmează să fie cu el. Îi spune: întărește-te, îmbărbătează-te, am să fiu cu tine, n-am să te părăsesc. Dar vin oamenii, vin bătrânii la Iosua. Și când vin bătrânii la Iosua, știți ce îi spun? Noi te vom asculta în toate lucrurile și vom asculta de tine cum am ascultat de Moise, dacă vei demonstra că Dumnezeu este cu tine cum a fost cu Moise. Autoritatea nu este gratuită. Cineva să vină să spună: fraților, de azi înainte eu sunt aici mare șef. Mi-aduc aminte o întâmplare puțin hazlie într-un oraș în America, mai pe la începuturile românilor, când de la o duminică la alta nu se știa care e adresa unde ne adunăm, care e păstorul care ne conduce. Era mare învălmășală. Așa e la început. Într-o biserică și-au pierdut localul unde aveau serviciile cu chirie. Și au dat foară în țară toată biserica să caute chirie. Și o familie din biserică a găsit o chirie și i-a contactat pe toți și i-a chemat duminică dimineață la biserică. Acum biserica avea păstori, avea comitet, avea tot ce-i trebuia, nu? Când s-au dus acolo, s-au trezit că totul era așezat, amvonul era acolo, scaunele acolo și pe scaunele la amvon stăteau câțiva oameni. Și unul dintre ei s-a ridicat. Frații, când au venit, s-au așezat pe scaun. Ce să facă? Domnul, trebuie să te duci acolo să iei cu tot cu scaune, să-i... Zice, apoi fraților, zice, dacă noi am deschis aici, apoi noi am fi și șefii. Unul dintre ăștia care era acolo a spus. Eu am găsit chirie în baza faptului că am găsit localul ăsta cu chirie, de azi înainte mă declar aici șef. Fraților, autoritatea nu se capătă în mod gratuit, nu că ai fugit mai tare, nu că... Vă aduceți aminte când au fugit la mormânt, Ioan și Petru. Acum, mie îmi place foarte mult de Ioan, dar autoritatea s-a dovedit și mai târziu, era mai degrabă a lui Petru decât a lui Ioan. Petru a fugit mai încet, Ioan a fugit mai tare. Zice că a ajuns la mormânt, s-a uitat, dar n-a intrat. Când a venit Petru, a intrat, s-a uitat... Ce a pățit Saul pentru că și-a luat autoritatea să aducă jertfe fără prorocul Samuel? A lucrat ca un nebun. Ce a pățit Ozia când s-a dus în locul preoților și a intrat în templu? S-a umplut de lepră. Dumnezeu nu se joacă cu autoritatea.
autoritatea o dă în baza unor criterii pe care le are el, dar autoritatea este condiționată, e o promisiune, voi fi cu tine, te voi sprijini, voi da biruințe. Și într-adevăr l-au ascultat, dar asta datorită faptului că și-a primit autoritatea de la Moise și de la Dumnezeu în baza împlinirii, ascultării, aceste porunci să nu se depărteze de tine. Citește-le, studiază-le, memorează-le zi și noapte. Și când vorbești, astea să le vorbești. Al doilea rând, numai promisiunea autorității, ci promisiunea capacității Dumnezeu îi dă capacitatea lui Iosua, spune că are înțelepciune, are un geniu militar incontestabil, un curaj extraordinar, Dumnezeu îi dă capacitate. Vedeți, Dumnezeu dă capacitatea unui om în două feluri. Îi dă daruri pe care să le folosească sau îi dă oameni pe care să-i folosească. Nu întotdeauna capacitatea de a face o slujbă sau de a lucra se evidențiază prin calitățile pe care le are un om, toate cumulate în el. Ba de cele mai multe ori, capacitate nu înseamnă doar abilități, ci înseamnă oameni pe care Dumnezeu îi pune lângă tine. Vă aduc aminte atunci când Moise le-a făcut pe toate, s-a epuizat pe el, a epuizat poporul și a venit socrul lui Ietro. Dumnezeu s-a folosit de socrul lui să-i dea niște sfaturi care l-au salvat pe Moise de epuizare și au salvat poporul de multă frustrare. Gândiți-vă să stai la coadă în spatele unui singur cort, cu toate problemele, cu toate litigiile, cu toate necazurile. Dumnezeu îi dă autoritate, îi dă capacitate și capacitatea lui Iosua, în primul rând, depinde de prezența lui Dumnezeu. Vedeți, noi toți ne naștem cu niște talente, avem niște daruri înnăscute, niște abilități naturale. Trebuie însă să existe o compensare, pentru că nimeni nu le știe pe toate, nimeni nu le poate pe toate. Care este pentru noi copiii lui Dumnezeu? Că acum nu vorbim în sensul unui geniu militar sau cucerirea unei țări, un lider de țară. Vorbim în contextul cuvântului lui Dumnezeu și al bisericii. Prezența lui Dumnezeu face diferența întotdeauna. Pentru că noi vom aduce împreună cu noi în slujba pe care o facem, nu numai abilitățile noastre, nu numai darurile noastre, nu numai capacitățile noastre. Știți ce vom mai aduce? Vom aduce umanul din noi, vom aduce insuficiențele noastre, vom aduce lipsurile noastre, vom aduce defectele noastre. Și ceea ce poate să compenseze toate aceste lipsuri, minusuri, este prezența lui Dumnezeu. Voi fi cu tine! Cu niciun chip nu te voi părăsi. Îi dă nu numai autoritate și capacitate, îi dă rezultate. Să știți un lucru. Scopul pentru care dă Dumnezeu autoritate și scopul pentru care dă Dumnezeu cuiva sau unui popor o anumită capacitate este pentru ca să obțină niște rezultate. Sunt promisiunile lui Dumnezeu. Dacă citiți aici tot ce urmează să dea Dumnezeu poporului Israel în capitolul 34 și apoi și în capitolul 1 din Iosua, capitolul 34 din Deuteronom și capitolul 1 din Iosua, suprafața, ținutul pe care Dumnezeu îl promite lui Israel este foarte mare. Niciodată Israelul, nici măcar în vremea lui Solomon, când a atins cele mai largi dimensiuni, niciodată Israelul n-a cucerit întregul teritoriu. Pentru că rezultatele depind de ascultare, sunt obținute în măsura ascultării, sunt direct proporționale cu ascultarea noastră. Știți care este
era în care suprafața inițial promisă poporului Israel va fi dăruită cu adevărat lui Israel în domnia de 1000 de ani, în domnia lui Hristos. De ce? Pentru că promisiunea este condiționată, rezultatele sunt condiționate. Știți ce stau și mă gândesc de multe ori? Și acum aducem lucrul ăsta în planul personal al fiecăruia dintre noi. V-ați gândit vreodată ce ar fi putut să facă Dumnezeu din viața noastră dacă am fi fost întru totul ascultător de El? V-ați gândit vreodată la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în fiecare dintre noi dacă i-am fi fost cu totul ascultători? Uneori ne plângem de locul în care ne aflăm și spunem: Doamne, aș fi așteptat mai mult, aș fi vrut mai mult. Stau de vorbă cu foarte mulți oameni care se plâng de starea în care sunt. Sunt nemulțumiți de ei înșiși. Și nu întotdeauna este ușor să spui cuiva: unde te-ai împotmolit? Unde și de ce te-ai lăsat fermecat? Vă aduceți aminte ce Domnul le spune prin Pavel galatenilor? Zice: voi ați alergat bine, voi alergați bine atunci când ați primit credința, alergați bine. Cine v-a tăiat calea și a întrerupt potențialul acesta extraordinar pe care Dumnezeu l-a așezat în viețile voastre? Frați și surori, nu mă uit la alții. Mi-e de ajuns să mă uit la mine. Uită-te și tu în viața ta. Unde ești? Puteai să fii mai bine. Puteai să fii mai sus. Dar ai ratat împlinirea acelui potențial, obținerea acelui teritoriu. Atunci când n-ai ținut cont de condițiile pe care Dumnezeu le-a așezat. Fratele pastor Florin vorbea mai devreme despre trecerea Iordanului. Știți că poporul Israel putea să stea încă 40 de ani lângă Iordan și niciodată să nu-l treacă, dacă n-ar fi ascultat de o poruncă absolut irațională din punct de vedere omenesc. Când au trecut Iordanul, a așezat preoții în frunte cu chivotul. Iordanul curgea prin fața lor. Și a spus: preoții să intre în Iordan. Și Biblia spune că în momentul în care și-au înmuiat picioarele, atunci Iordanul s-a oprit și n-a mai curs. Știi că ai rămas blocat într-un loc unde Dumnezeu ți-a zis să pășești prin credință, pentru că totuși vorbim de credință și credincioșie. Și n-ai pășit niciodată în teritoriul pe care Dumnezeu ți l-a promis, pentru că ai stat pe malul Iordanului și ai așteptat să se despice și pe urmă să calci. Când a fost Marea Roșie, Moise a întins stoiagul. Actul acesta a fost actul de credință. La Iordan, când și-au înmuiat picioarele, purtătorii chivotului, preoții, leviții, în Iordan, atunci s-au despicat apele. Porunca pe care Dumnezeu o dă înseamnă, în primul rând, credință. Dumnezeu poruncește ceva, trebuie să crezi că e adevărat. Credincioșia este ascultarea credinței și încrederea. Cu orice risc, este atitudinea credinței. Și aș vrea să mai spun un singur lucru și am să continui de seară vorbind despre
câteva motive pentru care nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să zădărnicim promisiunile lui Dumnezeu prin neascultarea de cuvânt? Zilele acestea trăim în umbra unor lucrări extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut și în biserica noastră și în multe alte biserici. V-am povestit un pic despre întâlnirea de la Phoenix și am avut un tur de orizont al tuturor zonelor unde avem biserici și am rămas plăcut impresionați că marea majoritate, majoritatea covârșitoare a Bisericilor Uniunii au organizat în această perioadă stăruințe pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt și ne bucurăm de lucrul acesta. Lăudați să fie Domnul! Am ascultat mărturii frumoase de la cei 11 păstori care au participat la această întrunire, care sunt în conducerea Uniunii și fiecare a vorbit despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și o face în biserica pe care o păstorește și felul în care oamenii s-au mobilizat într-un număr foarte mare, impresionant de mare. Pare că un număr mai mare decât de obicei la aceste zile de stăruință. Asta este un lucru extraordinar. Și mi-am permis să le spun și să vă spun și dumneavoastră următorul lucru. Când vorbim de poruncile și promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți și foarte sensibili. Pentru că prin învățătura pe care o dăm și pe care o credem, s-ar putea să discredităm promisiunile lui Dumnezeu. Și știți cum discredităm promisiunile lui Dumnezeu? Când noi acceptăm poruncile. Botezul cu Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, și când vorbesc de botezul cu Duhul Sfânt, vorbesc de botezul cu Duhul Sfânt cu semnul inițial al vorbirii în limbi. Nu este o opțiune, este o poruncă. Nu vă depărtați până nu veți fi umpluți și pe urmă, căci aceasta e pentru voi și pentru urmașii voștri, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Pentru toți. E pentru voi. Există această dilemă între cesaționism, care spune că nu mai sunt daruri spirituale și că botezul cu Duhul Sfânt este ceva tainic, mistic, care se confundă cu nașterea din nou, și de partea cealaltă, o exagerare carismatică a acestor lucruri. Unii spun că sunt mântuiți și fără, alții spun că sunt mântuiți pentru că. Atenție! Noi nu putem fi mântuiți fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează la convertirea noastră, lucrează la nașterea noastră din nou, lucrează la păstrarea mântuirii și ducerea ei până la capăt. Fără Duhul Sfânt astea sunt imposibile. Se poate fără Duhul Sfânt. În al doilea rând, nu suntem mântuiți pentru că am fost botezați cu Duhul Sfânt, ci pentru că ne ducem mântuirea până la capăt cu ajutorul Duhului Sfânt. Mântuirea e prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar în momentul în care eu spun pot fi mântuit și fără botezul cu Duhul Sfânt, am discreditat porunca. Și întrebarea mea este, lăsați Duhul Sfânt la o parte. Pot intra în cer dacă ne socotesc poruncile lui Dumnezeu? Promisiunea o am! Vei merge în rai! Au avut-o! Veți intra în Canaan, veți stăpâni Canaanul! Ce s-a întâmplat când au nesocotit porunca? Au pierdut Canaan. Când noi, ca și copiii lui Dumnezeu, intrăm în promisiunile lui Dumnezeu, dar nu rămânem și nu împlinim poruncile lui, zădărnicim promisiunile, le blocăm
Și ajungem să trăim o viață de înfrângere, cum se vorbea despre cetatea Ai. Aceste falimente, consecințele lor sunt uneori imediate și alteori mai târziu, dar sunt implacabile. Până la ajungerea în robie, frați și surori, Israelul a mai câștigat multe bătălii. Au avut mulți împărați de succes. Dumnezeu a avut răbdare cu ei și le-a dat mult timp să se pocăiască. Dar nerespectarea poruncilor i-a dus în cele din urmă la dezbinare, la ruperea împărăției și apoi la robie. Iată de ce să nu ne socotim nici o promisiune desconsiderând porunca. Putem ajunge în rai fără să ne împlinim mandatul de a merge până la marginile pământului. Marginile pământului începând cu locul ăsta. Pentru noi astăzi astea sunt marginile pământului. Putem merge la marginile pământului fără să fim umpluți și botezați cu Duhul Sfânt. Am adus în atenția dumneavoastră acest aspect pentru că tocmai am avut seară de stăruință. Trezirea spirituală are întotdeauna ca și componentă prezența și revărsarea Duhului Sfânt și are ca și condiție ascultarea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor sale. Când le-ai pus pe astea două la un loc, ai trezire spirituală. Acum noi am văzut o revărsare deosebită a Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Rugăciunile, atmosfera, descoperirile, lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit și ni le dăruiește prin Duhul Sfânt, pentru toate zicem, lăudat să fie Domnul. Le vom zădărnici trăind o viață dezordonată din punct de vedere spiritual și din punct de vedere practic. Ei, de seară aș vrea să vă prezint câteva feluri în care putem zădărnici promisiunile lui Dumnezeu din viața noastră răstălmăcind cuvântul Domnului în scopul neascultării. Știți că nimeni nu zice, haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să mai spun un lucru și pe urmă ne rugăm. Nimeni nu zice, eu nu vreau să ascult de Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, în grădina Edenului, a venit șarpele la Eva să-i spună, Eva, n-asculta de Dumnezeu. I-a spus așa? Nu. I-a spus, Eva, așa a zis Dumnezeu? Oare așa a zis Dumnezeu? Și există multe astfel de oare, așa scrie, așa zice, pe care dacă ne lăsăm târâți de pofta și dorința noastră de a nu asculta de Dumnezeu, s-ar putea să interpretăm greșit Evanghelia. Abordăm acest lucru de seară.